Un tânăr fără credință spunea mereu că el nu crede în minuni. Dar, într-o zi mergând pe stradă, a întâlnit un om care, plimbându-se încet, se oprea la tot pasul și, privind în dreapta și în stânga, exclama într-una, Doamne, ce minune! Ce minunății mi-a fost dat să văd! Nu te supăra, a întrebat necredinciosul, dar la ce te uiți și te minunezi tu așa de tare? Cum adică la ce mă uit? La floarea aceasta minunată și la copacul de acolo și uite, privește norii cât sunt de frumoși. Ce e omule? A mai spus necredinciosul. N-ai mai văzut flori sau copaci până acum? Ha! Ce, până acum nu te-ai mai uitat niciodată pe cer să vezi norii și păsări dezburând? Nu, a răspuns omul. Vezi, dumneata, până astăzi am fost orb din naștere. Însă, cu o săptămână în urmă, familia m-a adus în acest oraș la un medic celebru care m-a operat și m-a îngrijit cu multă dragoste. Chiar azi dimineață mi-a scos bandajele de la ochi și după ce a văzut că nu mai am nimic și m-am vindecat complet, m-a lăsat să plec. De când am ieșit din spital, mă plimb însă pe străzi și nu mă mai satur să privesc atâtea lucruri frumoase, atâtea minuni. Dumneata poate că, văzând în fiecare zi florile, copacii, oamenii din jurul tău, nici nu mai realizezi cât este de minunată această lume, cât este de uimitoare. Dar eu, eu o văd pentru prima oară și, crede-mă, niciodată nu mi-am imaginat ceva atât de frumos. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri frumoase pe care le-a creat și pentru faptul că m-a ajutat, în sfârșit, să pot să le văd și eu. Și să mă bucur de ele. Dar, dacă tot ne-am întâlnit, spunem: Încotro găsesc o biserică, fiindcă vreau și eu să aprind o lumânare și să mulțumesc Domnului pentru minunea care a făcut-o astăzi cu mine. Impresionat de cuvintele omului, necredinciosul l-a însoțit pe acesta până la bisericuță. Au intrat împreună, au aprins câte o lumânare și au început să se roage încet în fața unei icoane. În sufletul său, Omul necredincios a înțeles că nu lumea era de vină, ci el. Toate, dar toate, toate erau pline de frumusețe, toate erau minuni, dar el nu știa să le vadă. Trece pe lângă ele fără să le observe. Ce minune este mai frumoasă decât o floare ce se deschide oferindu-și parfumul? Poate cineva să îmi arate o minune mai mare decât dragostea și devotamentul unei mame pentru copilul ei? Este cineva atât de crud încât să nu simtă dragostea, minunea minunilor? Adevăratele miracole nu trebuie să le vezi, ci să le simți. Și în orice creștin se întâmplă un miracol atunci când, apropiindu-se de ceilalți prin dragoste, simte cum se apropie de Dumnezeu. Această superbă pildă se numește Sfințenia vine din dragoste, toți cei ce cred și iubesc cu adevărat sunt sfinți. Pildă de la Sfântul Ioan, gură de aur. Pentru rugăciunile Sfântului Ioan, gură de aur, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește-ne pe noi, păcătoșii robităi. Amin. La începutul primului război mondial, pe vârf de munte se afla cea mai temută închisoare. Nimeni nu reușise să evadeze vreodată de acolo. În general, cei trimiși aici erau fie condamnați la moarte pentru crime sau jafuri deosebit de grave, fie îi au o pedeapsă foarte mare. Deși era atât de bine păzită, într-o seară un criminal a scăpat. Toată noaptea gardienii l-au hăituit cu câini, însă spre dimineață i-au pierdut urma într-o pădure. Fugarul, obosit după atâta goană, a văzut într-o poiană o luminiță la fereastra unei case. Desigur că acolo putea găsi ceva de mâncare și poate niște haine. Cu disperare, a năvălit în odaia mică unde o imagine cu totul neașteptată îl țintui în loc. O tânără femeie plângea lângă un copilaș picuț, care, de asemenea, scâncea. Pe masa goală, un rest de luminare lăsa în mica încăpere o lumină slabă, în care se vedea totuși chipul palid și slăbit al femeii. Parcă trezit dintr-un coșmar, condamnatul o îndemnă pe tânăra mamă să nu se sperie. Se așeză alături și o întrebă ce probleme o fac atât de nefericită. Aceasta, printre lacrimi, a răspuns că soțul ei a murit pe front, că nu mai are niciun ban și că, de foame și de frig, copilașul s-a îmbolnăvit. Lasă, femeie, îi spuse pușcăriașul, o să te ajut eu. Nu vreau să fur pentru mine și nici să sufere cineva nu doresc, îi răspunse femeia. Nu îți face griji, nu va suferi nimeni. I-a răspuns omul și a luat-o pe femeie cu el. Când au ajuns împreună în fața poliției, aceasta l-a întrebat mirată. Ce faci? Lasă, ți-am spus că nu o să sufere nimeni. Vino! Intrând cu ea în clădirea poliției, omul s-a predat. Iar când șeful poliției venit să vadă cu ochii lui dacă periculosul pușcăriaș este în sfârșit prins, acesta îi spuse Femeia aceasta m-a găsit în casa ei când încercam să fur câte ceva și m-a adus aici. Dă-i recompensa pusă pe capul meu, o merită. Cu lacrimi de recunoștință în ochi, femeia n-a mai spus nimic. Era o recompensă foarte mare deoarece puțin credeau că cineva l-ar putea prinde și preda pe criminal. Bucuros că îl avea acum prizonier, șeful poliției a plătit imediat femeii suma enormă, după care l-a trimis pe fugar înapoi la închisoare, sub pază strictă. După câteva zile însă, femeia, cerând o audiență la directorul pușcăriei, i-a povestit acestuia totul, așa cum se întâmplase cu adevărat. Uimit de bunătatea deținutului său, cu ocazia Sfântului Crăciun ce se apropia, Directorul l-a grațiat, căci era obiceiul ca, odată pe an, să fie eliberat pușcăriașul care s-a portat cel mai bine. Timpul a dovedit-o că omul acela se schimbase cu adevărat, căci și niciodată nu a mai făcut ceva rău. Oamenii trebuie să se ajute unii pe alții. Nu te ajuți pe tine decât ajutându-i tu pe ceilalți. Dumnezeu vede cu ce preț cauți binele altora și nu pe al tău. Dacă un asemenea om cu lanțuri în mână și la picioare. Obosit și dornic de libertate, ce nu ducea cu sine decât o groază de păcate, a putut să o ajute pe acea femeie, cu atât mai mult noi îi putem ajuta pe cei din jurul nostru. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea ocazia de a face bine, fiindcă binele îl putem face cu siguranță. Și nu este zi fără să se ivească un asemenea prilej. Nu trebuie decât să vedem acel prilej și să acționăm. Această superbă pildă se numește nu dărui celorlalți după cum merită, ci după cum au nevoie. Sfântul Ioan de Kronstadt Într-un sat de munte era un om vestit pentru hărnicia sa, dar pe cât era de muncitor omul, pe atât de leneș era fiul său. Toată ziua ar fi stat degeaba și tot nu s-ar fi plictisit. Numai că, într-o după amiază, se duse la tatăl său și spuse Tată, am văzut pe ulițe niște băieți încălțați cu ghete noi, foarte frumoase. Aș vrea și eu așa niște ghete ca alea. Măi băiete, i-a răspuns omul, dacă ai muncii și tu cătuși de puțin, se aș da banii. Dar așa, pe degeaba, zici și tu, este drept? N-a mai spus nimic copilul, dar a plecat foarte supărat. Tare și-ar fi dorit el asemenea ghete, așa că a doua zi iar s-a dus să-i ceară bani tatălui său. Dar și de data aceasta, părintele l-a refuzat. Când a venit a treia oară să-i ceară bani, țăranul i-a spus Uite mă, băiete, văd că nu mai scap de tine. Eu am treabă aici în grădină, dar în pod e o grămadă de grâu ce trebuie vânturat. Că altfel o să se umezească și se strică. Pune mâna pe lopată, vântură tu grâul și pe urmă vin aici și îți dau banii să-ți cumperi ghetele. N-a mai putut băiatul de bucurie. S-a urcat repede în podul casei, dar nu prea îl tregea pe el din inima la muncă. Așa că s-a culcat pe un braț de fân, a tras un pui de somn, după care a alergat în curte zicând Gata, tătucă! Am vânturat tot grâul! Acum îmi dai banii!" Nu!" a răspuns omul categoric. Ți-am spus să vânturi greul, nu să pierzi vremea. Treci în pod și fă ce ți-am spus. A plecat chiar băiatul, dar nu putea înțelege de unde știa tata că el nu vânturase greul. Probabil că l-a surprins dormind și nu l-a trezit că altfel nu se poate. Așa că, după ce s-a urcat iarăși în podul casei, s-a pus la pândă în loc să aibă grijă de greu. A stat el preț de jumătate de ceas, cu ochii ațintiți spre tatăl său, care muncea de zor în curte și, socotind că-i de ajuns, se duse iarăși în grădină. Tată, am terminat toată treaba, n-ar rămas bob de grâu neîntors. Acum îmi dai banii? Mai băiete, după ce că ești leneș, mai ești și un mare mincinos. Nu ți este rușine? Să știi că dacă nici de data asta nu te duci în pod, și nu faci treaba cum se cuvine, nu mai vezi nicio gheată. Ai înțeles? Când a văzut băiatul că altfel nu se mai poate, s-a urcat în pod, a pus mâna pe lopată și a început să vânture greul. Dar, cum a băgat lopata în grămada de greu, a găsit ascunsă o pereche de ghete noi nouțe, exact așa cum își dorea el. De bucurat, s-a bucurat, cum era și de așteptat. Dar, în același timp îi crăpa obrazul de rușine pentru minciunile sale de mai înainte. Fără să mai spună nimic, a vânturat tot grâul după care s-a dus în grădină și și-a ajutat tatăl la treabă. Acum simțea, într-adevăr, că merită ghetele. Dar mai mult decât atât simțea cât de bine este să fii alături de părinți și să îi ajuți. Această superbă pildă a fost extrasă din Învățătura și înțelepciunea Domnului Sfânta Scriptură.